Vă salut, prieteni! Ce credeți că facem astăzi? Am venit într-o vizită la un centru de dresaj, un centru de dresaj de elită, cu oameni care sunt pasionați, sunt implicați în această problemă și vor ca dresajul pe care îl fac la un super nivel să ajungă pe buzele tuturor. Pentru că lucrurile o iau razna din toate punctele de vedere a diverselor substanțe și acești câini dresați aici în centrul de dresaj de câini de detecție, cu niște oameni extraordinari, coordonatori, dresori de elită, instructori foarte buni, vor duce această treabă inițiată de Autoritatea Vamală Română la un super nivel. Activitatea funcționează, activitatea este în plină desfășurare, o să mergem acolo să vedeți cum se întâmplă lucrurile, o să discutăm cu acești oameni minunați și o să aflați lucruri pe care nu aveți de unde din altă parte să le aflați decât de aici, de pe canalul Dresaj Canin Profesional. Haideți să vedem despre ce e vorba și dezvoltăm după aceea. Haideți cu mine! Sunt gata să intru în centru de instruire și voi face cunoștință cu eroii noștri de astăzi care ne vor ghida în tainele dresajului de detecție. Mă numesc Alexandru Ioniță, sunt șeful serviciului de coordonare echipe canine și coordonator al centrului de instruire echipe canine. Alex Ioniță, șeful structurii de echipe canine din cadrul Autorității Vamale, este unul dintre oamenii pasionați care lucrează zi de zi cu câini, cu astfel de câini. De la el am aflat că pregătirea unui câine de detecție e un proces care implică antrenamente constante, dar și o relație foarte strânsă între om și animal. Sunt Cristian Negoiță, lector, instructor la centrul de instruire echipe canine. Cristian Negoiță, un instructor dresor cu 30 de ani de experiență în spate în dresajul câinilor de detecție, are la activ numeroase specializări și cursuri pe baza cărora a activat în teren, fiind conductor de câine de serviciu cu care a făcut performanță în detecție substanțe explozibile și nu numai. Pentru perchezițiile domiciliare pe care le facem cu crimă organizată, cu mobilier clasic, cum ca pe vremea lui Ceaușescu, sufragerie, cu mileu de macrame. Să fie ca la mama acasă, da. Ne lipsește peștele. Mai avem o lumină aici, nu? Nu. Telefonul cu fir, acela cu fir vechi, cu da? Fir, da? În care se pot ascunde diverse. Oh. Bineînțeles. Imagine. Da. Deci toate mai multe, pot, dar nu sunt puse. Da, bibliotecă. Da. Închiriați camera asta? Da, da. Avem da. Nevoie de o cameră da. De dormit. Inclusiv am băgat și manechine. Da. Ca să-i surprindă în mărime naturală, corect. Să fie exact. Cât mai aproape. Dar mai ascunde și pe arma manechine uneori. Da, da, da. Mai ales în startul în care câinele trebuie să învețe să caute omul în mișcare. Da. Bun. Păi, hai să începem, frumos. Ok, o să-l chem pe primul. Iar vama până la momentul respectiv n-a pus echipe canine. Rămâi aici până nu știți. Ce s-a întâmplat? Am venit și am constatat că, de principiu, structura asta de echipe canine, care era existentă pe la poliție până atunci, nu era atât de apreciată. Adică cel care lua câine era... eu știu, cel mai oropsit, cel mai mic, cel mai culit. Și am reușit la momentul ăsta să scoatem, ca să zic, maxim de imagine din ce înseamnă un câine. Deci, după părerea mea, din ceea ce spuneți, nu v-ați limitat doar la a lucra cu câinii, a munci cu oamenii, ați vrut să le ridicați moralul la nivelul la care ei să înțeleagă că fac parte dintr-o trupă de elită. Dacă citiți pe frontispiciul nostru, noi suntem centru de instruire echipe canine. Adică noi formăm și omul și câinele. Nu e un centru de dresaj, da? Pentru că dacă ar fi centru de dresaj, ne-am apucat noi a dresa câinii, vine omul, îl predăm, uite, asta știe să facă, asta, da? Ceea ce se întâmplă și în privat, da? Îmi duc câinele la dresaj, da? Orice. El nu înțelege nimic după aceea. Din da, dar fenomen. Omul nu știe. Nu știe să dea comandă, nu știe nimic de intonație, de tonalitate, de fermitate. Da?
Și atunci apar probleme. Omul aici învață să-și citească câinele, să-l cunoască, să interpreteze fiecare reacție, să țină cont de curenții de aer, de vânt, de toate aceste aspecte, de căldură, că dacă ești într-o încăpere, da, și cum îi zice, e drog sau orice ar fi ascuns pe partea cu ferestrele, da, de la căldură, cum bate soarele în fereastră, ce face aerul? Da. Aerul se ridică, da? Și mirosul totodată, da? Și va coborâ în celălalt capăt al camerei, datorită faptului că e mai rece. Are o, da? Și atunci, mișcare circulară. Exact. Și atunci există acest, cum a spus și Cristi Neguiță, e acel curent turbionar care se formează, da? Dar trebuie să fii în stare să înțelegi aspectele astea, da? Nu le poți ști până nu te lovești de el. Realitatea este că, da, am zis mai devreme, este știință, știință, dar totodată trebuie să fie conștiință acești oameni de știința cu care pleacă de aici. Da. Pentru că dacă nu le spui din ce elită fac parte, dacă nu le spui ce statut au când pleacă de aici, practic ei au impresia că sunt doar niște soldați care duc un câine de lesă. No. Și nu e asta așa, corect. No. E bine că vă gândiți la moralul lor. Că un câine, ok, e un mijloc de control, da? E ceva care ți se dă în dotare pentru a-ți exercita atribuțiile de serviciu. Da, trebuie să te gândești că acel câine e un suflet. Nu e un obiect, nu e o sculă, nu e o lanternă, da? Câinele de serviciu e ca un sportiv de performanță. Aici, da, antrenat permanent. Câinele de serviciu trebuie menținut într-o formă, într-o condiție fizică și psihică foarte bună. Da. Dacă vrei să ajungi cu el la locul de muncă și să-și facă treaba. Am avut câini în serviciu și credeți-mă, chiar au muncit. Bun, văd că... Bună ziua! Bună ziua! Ce ai venit aici? Ce e tata aici? Văd că se întâmplă lucruri aici în timp ce noi vorbim. Câinii... Deci, sistemul de căutare, schema de căutare începe cu o previzită. În mod normal, el a făcut această previzită repede înainte doar pentru motivarea câinelui. Dar, în mod normal, mergi la o percheziție, trebuie să intri să vezi dacă sunt, eu știu, obiecte care îl pot accidenta, dacă sunt substanțe chimice care... Da. Deci asta este protocolul. Ce-i acolo? Și pe care trebuie să le elimini înainte să vină câinele. Da, pentru că la urmă... Ce-i dat acolo? Așa, tata, bravo! Bravo, tati! Unde fugi, mă, că te joci cu ea aici? Foarte tare. Noi trebuie să-i protejăm. Așa e. Pentru că el pentru stăpân face orice, nici nu se gândește. Așa, tati! Bravo! Bravo! Foarte, foarte important este, într-adevăr, să folosim și noi experiența noastră de viață ca să-i protejăm pe ei. Așa, tati! Bravo! Pentru acest moment. Pentru acest moment de joc. Da, de bucurie. Foarte tare. Ce se întâmplă? Francezii spun că căutarea unei echipe canine se poate sintetiza pe o sintagmă, PIRO, da? Percepere, interpretare, reacție și orgasm. Adică momentul ăsta de joacă, da. Ei așa zic. Deci perceperea mirosului are timpul de interpretare, de-aia dacă vedeți când caută câinele, trece de punct și după aceea brusc care realizează, pentru că el are, având o viteză mare de căutare, în momentul în care a trecut, simte mirosul deja, dar are nevoie de acel timp să interpreteze, pentru că câinele analizează fiecare miros pe care îl întâlnește până la momentul găsirii. Da, până vine mirosul acela. Gândiți-vă cum ar fi câinii din aeroport, da?
Păi la o cursă sunt sute de bagaje. Și da? Sute de mirosuri. Și sute de mirosuri în fiecare, în fiecare bagaj. Da? El pe toate le trece prin acel laborator mobil. Dar nu-i spun nimic până la momentul în care întâlnește acel miros. Exact. La care exact, el în antrenament exact a fost condiționat. Și atunci el reacționează, dar el le simte pe toate. Ce rugăminte am, da, mâinile pe lângă corp. Nu, nu ne mișcă. Că ești tu aici, la, mâine, da, la ei zic, mâinile pe lângă, da, da, corp. Da, ne pregătim, o să dai drumul. Drumul. La ne pregătim că vine un o să caută. Caută. Este manechine. Acest câine e în exercițiul funcționii. Este momentul antrenamentului în care, sigur că da, el are multă treabă și nu se lasă intimidat sau distras. Ușor. Este realitatea, este că deși noi suntem mirosuri absolut noi ca vizitatori, el totuși păstrează concentrarea pe acțiune. Ușor, fantastic, ce, ce drive are. Acest câine emană forță dintr-un cap până în celălalt. Deja am de marcaj. E aici. Unde? 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 Deci fiecare poziție a instructorului dă o comandă tacită câinelui. Câinele, da? Am înțeles. Stai aplecat, îl conduci către partea inferioară, către bază, către sol, da? Stai, cum îi zice, stai într-o poziție dreaptă și e indicat la o astfel de căutare, da, să nu, să nu te interpui între sursa de miros și nasul câinelui. Am înțeles, foarte interesant. Deci contează poziția corpului acum? No. Nu te grăbi. Pe canapeaua aia au, au pus puterul și e miros între cap. Retrage-te. Wow, bravo! A găsit-o, băi, frate. Bravo! I-a dat macaș prima dată. A găsit-o, băi, frate. I-a dat macaș prima dată. Fantastic, ce, dar ce determinat a fost, nu s-a lăsat. Nu se lasă, deci ăsta e... Același câine care v-a salutat. Da, care ne-a salutat de la retras voi, că voia să ne... Deci ăsta e câinele care îi dai o singură dată comandă de căutare și el merge. Și da? Merge. Câinele e foarte bun, e pregătit, a fost pregătit înainte să-l preia omul ăsta și a lucrat cu mine, dar ca și câine... cum să zic eu, care încă nu fusese băgat în, în serviciu. Uh-huh. L-am predat omului, a stat vreo două luni cu el acasă și a venit încoace după cele bun, două... Bun, că e un câine care emană potențial, inclusiv potențial agresiv și văd că s-au lipit bine, s-au conectat bine între ei. Câinele ăsta a învățat din, cred că oricum și nativ, dar din mare dragoste pentru stăpân, să facă protecție. Că venea cineva la mine să mă salute, eu trebuia să-i pun în vedere, da? Să aștepte sau să nu facă mișcări bruște, pentru că cum ar fi văzut că îndrepți mâna că faci ceva? Știți de ce vă înțeleg? Și eu cred foarte tare în ce mi-ați spus acum. Când eram la Ciorani, la un dat am dat examenul de final, cum au dat toți soldații, inclusiv instructorii de acolo care aveau cât un câine. Și câinele meu era foarte protectiv cu mine, Dixie. Și când termin, normal ca toți ceilalți exercițiile cu obstacole, cu târâșuri, cu ce trebuia să fac acolo, îi dau o gentuță în gură și ajung în fața comisiei. Era o comisie acolo de venită de la București, inclusiv comandantul. Și comandantul ieșise de la masă de acolo să mă salute, să-mi spun. Și exact asta mi-a spus, pot să mă apropii? Dar eu știindu-mi câinele, așa cum îl știți dumneavoastră pe el, i-am spus, da, sigur că da, dar i-am spus câinelui șezi,
așteaptă și am făcut un pas în față să rămână în spate, că dacă era lângă mine era în zona de protecție. Da, da, și atunci am putut normal să dau mâna cu comandantul școlii și să mi se adreseze la orice variantă. Pentru că era atașamentul ăsta dintre om și câine îl face să rupă norii. Dacă exact. Chiar dacă sunteți persoane noi, cu mirosuri noi, da? Câinele a fost foarte echilibrat în afară de a-și face serviciu, n-a făcut nimic altceva. Da, nu l-a interesat de noi, de mirosurile noastre. Noi care suntem veniți de nicăieri pentru el. Cum zic, cel mult vă poate căuta, cum a mirosit-o pe doamna așa mai departe. Dar, și a fost, până la urmă a fost un exercițiu bun pentru el. Persoane absolut noi, mirosuri noi, a trecut de ele și totuși s-a dus, s-a concentrat. Ce dezvoltăm noi și apreciem la un câine de detecție e dorința. Dacă reușim să facem din orice exemplar canin, ca să zic așa, o forță, prin dorința pe care o are? Prin dorința pe care o are, bineînțeles. E excepțional. Dacă el pleacă de aici cu o dorință nebună de a căuta și din când în când îi mai faci un exercițiu de remotivare, câinele va merge așa până la adânci bătrâneți. Dar, oricum, un miros memorat de câine nu-l uită niciodată. Niciodată, nu. Deci, orice ar fi. Câinii sunt foarte buni. Important e ca și omul să fie bun. Un câine fără un stăpân bun. Fără un conducător bun, nu face nimica. Da? În munca asta de echipă canină, câinele face doar 20%. Nasul lui face 20%. Restul de 80% trebuie să fie la om. Așa dacă e. Omul are capacitatea de a-l conduce, de a-i interpreta reacțiile, de a se adapta la reacțiile de moment ale câinelui, ca să-l conducă. De a-l motiva în funcție de acțiunea lui sau inacțiunea lui, da? Că trebuie să intervii. Există și momentul gradual, da? Și în funcție de ceea ce face, nu pot să am un câine care caută ca un nebun, da? Cu disperare să găsească, da? Și omul să vină peste el și să mai pompeze energie în el. Da, că n-ai am văzut aici că l-ați coordonat pe conductorul câinelui când a fost sincopa aia. Deci deja știați că aici se întâmplă acțiunea și conductorul, din lipsa de experiență, nu puncta cum trebuie locul și ați intervenit la momentul oportun, să-i spuneți. Omul e nou, una la mână, doi la mână, faptul că dintr-o dată au venit oameni din exterior și cunoaște că e urmărit. Un trac și pentru apare un trac. Da? Acel trac îl transmite câinelui. Da. Și aici este pregătirea psihologică de care spuneau instructorii dumneavoastră, că îi pregătiți pe oameni să reziste fiecarei noutăți, fiecarei presiuni pe care o resimt în orice context. Da, pentru că în vamă sunt presiuni. Călătorii, cei care umblă cu tot felul de activități din asta de contrabandă, bineînțeles că pun presiune pe noi, amenințări, mi-a zgâriat mașina. Chiar dacă nu e adevărat, sunt alergic la părul de câine, mie nu-mi bași câine în mașină și tot așa. Adică, tot felul de motive de astea. Vă dau în judecată, cum vă numiți, că vă dau în judecată și tot. Deci recalcitranții de care vorbim. Da. Și atunci, dacă nu ai, ca să zic așa, nervi de oțel să-ți poți menține calmul, da? Pentru că câinele are nevoie de confort. Calmul ăla îl menții pentru câine, ca el să poată face o căutare de calitate. Da? Pentru că ce se întâmplă? Dacă simte că stăpânul e agitat, da? El, acea agitație a stăpânului o poate asocia cu orice se întâmplă în momentul ăla în vamă. De exemplu, cu oricine și cu orice. Cu oricine și orice. Am plecat din camera de percheziții. Am fost martorii acestui antrenament cu câini veritabil de detecție. Am fost în miezul problemei. Am aflat lucruri super tari, însă, dragi prieteni, aventura continuă. Sub fascinația ilustrației care surprinde istoria activității centrului, pășesc pe culoarele acestuia, dar nu mă pot abține să trag ochiul către ce se întâmplă în afara clădirii.
Ne pregătim să facem un tur exterior în care ne va fi prezentată logistica, dotările. Vom asista oare și la un antrenament afară? Rămâne să vedem ce urmează. Hai să vedem. S-a scos cușca afară, să nu se apuce câinele să o soronță, da. Da. Și cam așa e. Deci panou... acolo e lumină, nu? Nu. Ah, de încălzire. De încălzire. Asta e de lumină, avem termostat. Pe ambele capete ale sunt ferestre, pentru că avem aer condiționat în capătul ăsta și în capătul celălalt. Și de acolo circulă peste, corect. Da, și atunci aerul circulă și nici nu lași să bată rece într-un flaț atât de mic. Dar văd că rezistă panoul ăsta la pipi, la tot ce fac câinii pe aici. Rezistă. Acolo jos, dacă la un dat când se va mai schimba, o pui de metal. Dacă pui de metal, nu mai e niciun problem. Cap la momentul ăla. Da. Și câinii, ce se întâmplă? Câinii se agită când văd că iese vecinul, iese la căutare, când așa. Da. Îi apucă băzdrăcie. Că știu că trebuie să iasă și ei, da. Da, că își doresc și ei și atunci strică. Hei, la asta mă gândeam și la cuștile alea de la mașină. Dacă le vin băzdăci, măcar să n-aibă de ce să tragă. Câinele de care îți spuneam că a stricat atunci tapizeria pe plafon, pentru că își vedea stăpânul că e în, făcea control la muncă, da? Și îl apuca nebunia, că vrea și el să participe. Uite, partea asta de... Uite ce gros e ăsta, nu, frate? Dar astea sunt făcute... Nu știu, sunt făcute special sau ceva, că sunt foarte groase. Da. Păi da. Groase, groase. Groase de carbordura cu fir de 10. Da, da. Tăiat și pus aici. Da. Nu e cu firul de 8. Nu e de la să-l îndoaie. Da, să... Vezi că la unele, am să te uiți, că la unele sunt dublate deja. Deci la modul ce au fost făcute. Da, de ce? Așa au început oamenii. A, nu, dar într-un fel e bine, pentru că dacă sare câinele în gard, deci, nu ți-o deschidă. Nu mai mi-aduc aminte, dar nu cred că am spus noi să le facă pe interior. Așa, da. Dar e mai ok. În momentul în care ai băgat câinele, câinele intră, când se întoarce, tu ai timp să... Așa e, să o tragi înapoi. Da. Așa e. Nu, așa e. E bine că trebuie și e spațiu suficient să poată să strecoare pe după ușă, să vină la ieșire. Dragi prieteni, suntem afară, vom fi martorii activității acestui extraordinar centru de dresaj, unde instructorii sunt în elementul lor și pregătesc handlerii, da, conductorii, așa cum se numesc de câini, care vor merge acolo la vamă și vor face tot ce trebuie cu niște câini dresați la un super nivel. Haideți să vedem cum se desfășoară activitatea și să vedeți ce se întâmplă din acest punct de vedere într-un centru cu micile lui detalii. Haideți după mine. În momentul de față este faza de disciplină. Oamenii sunt instruiți să controleze câinii pentru că, să știți, nu există câini dresate de o super specialitate dacă nu există dresaj de disciplină. Câinii trebuie să aibă prin dresaj de disciplină o relație extraordinară cu conductorilor, să existe atașament acolo și în aceste condiții să poată să facă totul pentru conductorilor într-o echipă om-câine care să ducă misiunea la bun sfârșit. Haideți să-i urmărim! Ușor, pas alergător! Poziția de zet! 3! Băgați pe ei! A doua linie!
unde? La cadoc. A treia linie. Vă rog frumos, stați un pic. Haideți să vorbim. Da, domnule, cu ce vă pot ajuta? Vreau să vă întreb câteva lucruri legate de ceea ce se întâmplă aici. Că văd că băieții au băgat câinii, probabil că stau să se odihnească. Noi v-am prins spre finalul exercițiilor. Ei lucrează de pe la 8:30 am început programul noi. Așa, ok. Ideea este următoarea. Că noi am venit să vedem de curiozitate, dar și să înțeleagă oamenii cu care suntem aici pe canalul nostru, ce înseamnă activitatea asta, ce fac oamenii aceștia și să audă de la un super instructor care coordonează activitatea și trimite aceste echipe în teren. Este centrul de instruire echipei canine ale autorității vamale române. Practic acești câini care i-ați văzut acum își vor desfășura activitatea pe granița țării noastre, în punctele vamale de frontieră pe care le avem. Bun. Ei sunt specializați și vor fi la final și atestați totodată pe specialitatea de detecție aproximativ pe tot palierul de substanțe interzise și sub un anumit protocol legislativ, să spun așa. Se întâmplă lucruri extraordinare. Am văzut că aveți câini de diverse rase. Pe ce criterii alegeți voi acești câini în momentul în care îi puneți alături de viitorii conductori? În primul rând căutăm câini din canisele autorizate, câini cu un trecut pe partea de părinți, mai ales prin muncă, deci să aibă un istoric genetic care poate fi transmis genetic pe partea de muncă, după care ne uităm și la calitățile câinelui care au fost dobândite natural. Elementele de bază, practic, care constituie calificarea cu asemenea statut de câine de detecție, ține de calitățile fiecărui individ. Exact, ține de calitățile fiecărui individ în parte. Și ce calități urmăriți la acești câini? Să fie un foarte bun aportor, să aibă un psihic destul de echilibrat, pentru că după cum vedeți aici e oricum lejer, dar în frontieră lucrurile se complică mult mai mult. Omul care este ales să aibă un câine de serviciu alături de el și să-și desfășoare activitatea în punctele de frontieră trebuie să fie un tip echilibrat, cu un comportament demn. Practic aici fac pregătirea psihică a omului. Deci voi ca instructori ai grupului, voi vă ocupați și de partea psihologică a conductorilor. Da, pentru că oarecum îi introducem în realul în care vor lucra. Eu înțeleg că partea psihologică trebuie să-i facă pe ei să reziste presiunii pe care o resimt, corect? Da. În teren, acolo unde situațiile sunt noi, exact. Unde situațiile sunt presante. Exact, și să învețe să ia deciziile cele mai bune în funcție de fiecare moment în parte. Are vreo importanță că unii câini sunt din rasa Malinois? Nu. Nu, da, dar Malinois, normal, în plan mondial, este una dintre cele mai bune rase la ora actuală. De retorn într-o ciobănescu german cu mulți ani în urmă. Dar avem și ciobănești germani, ați văzut chiar de l-am văzut pe cel plătos. Care au avut niște calități foarte bune. Păi noi ne interesează exact cum arată câinele. Poate să aibă și urechile cupate sau să nu-i fi ridicat urechile. Păi noi ne interesează calitatea câinelui, exemplarul care l-am în față, dacă corespunde criteriului nostru de selecție. Trebuie să fie puternic, psihic puternic, tot ce trebuie. Și fizic, și psihic, și tot ce înseamnă un câine bun de serviciu, care este total diferit față de câinii de companie. Vi s-a întâmplat să potriviți cumva omul și câinele și să simțiți că este ceva care nu funcționează acolo? Păi în fiecare zi se studiază și omul și câinele. În cazul în care nu corespunde unul dintre ei, cu părere de rău, schimbăm echipa sau câinele. Deci luați măsuri și vă concentrați ca totuși și câinele și omul să aibă o șansă extraordinară pentru a se ridica la cel mai înalt nivel. Exact, trebuie să fie un liant între cei doi. Fără un astfel de liant, echipa nu poate să funcționeze. Deci dacă și dintr-o parte și din cealaltă există dorința și să ajung la mijloc, amândoi, din momentul ăla totul este posibil. Deci vorbim aici de motivație? Da, foarte mult de motivație și dragoste și iubire și tot ce vrei.
câinii aceștia îi țin oamenii acasă la ei. Deci sunt câinii, practic, ai statului român, dar trăiesc în familia conductorului. Hai să-i spunem, trăiesc în niște condiții foarte adecvate pentru munca care o vor desfășura în timpul activităților de servicii. Poți să fiu și o câine de detecție, te rog? Durează un pic până îndeplinești calitățile necesare. Așa, trebuie să am patru picioare, o coadă și niște urechi drepte și să latru din când în când. Sunt sigur că acești oameni pe care i-ați pregătit acum fac o pauză și după aceea vor începe următoarea fază. Care este? Păi mai întâi începem cu un pic de disciplină, practic să punem câinii în dispoziție de lucru, după care începem căutările, cum le spunem noi, pe fiecare specialitate de detecție în parte. Deci faza de specialitate este după ce s-a ordonat un pic câinele prin disciplină. Da, practic câinelui îi intră într-un gest reflex, executând un minut, două înainte să-l pui să caute, mici elemente de disciplină. Tu îl introduci în muncă și câinele se obișnuiește, fac un pic de disciplină acum și sunt mașini pe lângă mine sau clădiri sau clar că am ceva de căutat și îmi voi primi recompensa la final. Iupi, ce bine este! Deci bazat pe motivație, pe recompensare. Foarte multă motivație, da, și recompensă. Există altă metodă pentru dresajul de detecție care poate fi folosită? Nu, este cea mai bună, recompensarea și prehrană la început, după care ușor, treptat, se renunță la hrană și rămâne obiectul preferat de aportat al câinelui. Deci dresajul de câinilor de detecție practic se bazează pe pur pozitiv, pe încurajare și pe recompensare a comportamentului. Totul pozitiv trebuie să fie, astfel încât echipa să ajungă la cel mai înalt nivel posibil pentru ei doi. Aici înțeleg eu de ce voi lucrați în plan psihologic cu conductorii, pentru că ei trebuie să fie calmi și trebuie să, chiar dacă nu au din prima rezultate, trebuie să se bucure de cele mai mici răspunsuri din partea câinelui. Un pas mic e un pas mare, de fapt, la finalul stagiului de pregătire și în viitorul lor. Gândiți-vă că în fracțiune de secundă ei trebuie să învețe, echipa în sine trebuie să învețe să ia foarte multe decizii, care uneori țin și de viața lor și a celor din jur. Și atunci, pregătindu-se ușor, ușor și porțiile teoretice, dar foarte mult pe partea practică, imitând anumite scenarii și punându-le chiar în practică, ei se obișnuiesc pentru viitorul lor loc în care își vor desfășura activitatea. Pentru că fiecare este cu specificul și particularitățile zonei respective. Nu înțeles, deci seamănă niciuna cu alta. Deci înseamnă că chiar dacă aici sunt într-un laborator de pregătire, să-i spunem laborator, ei totuși vizualizează, voi îi faceți să vizualizeze tabloul general în care ei vor îndeplini misiuni. Exact, exact. Ei trebuie să fie pregătiți pentru orice și să ia deciziile cele mai bune în fiecare secundă, să-i spun, a lor din timpul executării serviciului. Extraordinară munca voastră și eu vă spun sincer că sunt curios, sunt de-abia aștept momentul în care veți face antrenamentele de detecție să vedem și noi câte ceva. Dacă mai așteptați un pic după pauza de rigoare pe care trebuie să le dăm câinilor, de fapt este o pauză psihică pe care le dăm câinilor, ne apucăm și de partea mai distractivă, să-i spun așa, decât partea de disciplină, unde o să vedeți bucuria foarte mare din ambele părți. Deci ați băgat la încărcat ca pe telefon. Da, dar au undeva, nu, nici litiu polimer, mai mult nuclear. Da, mai mult nuclear. Deci nu există încărcare. Doar echilibrare psihică a câinilor, premergătoare începerii căutărilor. Că fizic stau bine la forță fizică. Altfel nu ajungeau aici nici oameni, nici câini. Am înțeles. Deci și partea fizică și pregătirea fizică contează. Da, contează foarte mult. După cum vedeți, aici a fost văd că aveți obstacole. O mică chestie de alergare, dar ei oricum alergă alături de câini, în ture, peste obstacole și totul se desfășoară foarte rapid. Dar exercițiile facem în pas cu pas și puțin mai încet, tocmai de aia ca să-i se imprime foarte bine în cap și omului și câinelui exact exercițiul pe care trebuie să-l asimileze și să-l învețe. Nu poate să-l facă rapid și trebuie să aibă un pic de autocontrol și câinele. Controlul prinzi lucrând și repetând aceleași exerciții pe toate cele trei tipuri de viteză de deplasare. Încet, normal și foarte pas alergător. Foarte încet pentru cei din Ardea. Eu glumesc. Însă eu vă spun un lucru, sau cel puțin așa mi se pare din ce am discutat acum. Partea de disciplină în care câinii trebuie să miște încet are cumva legătură cu calmul pe care trebuie să-l afișeze câinii în momentul căutării? Prefer un câine în care este destul de agitat, dar cu un caracter puternic, sau chiar foarte puternic, să poți să-l cobori, să-l echilibrezi, să-l ajung la un nivel de și viteză de reacție, și cunoștințe, și cu cunoașterea omului respectiv, astfel încât echipa să se poată sudeze cum trebuie și să își desfășoare activitatea sub orice formă, anotimp, viteză,
uneori nu ai timp să cauți încet, să aprofundeze absolut tot. Și atunci ambii trebuie să învețe și să caute rapid și încet. Iar în momentul în care, clar, s-a descoperit ceva, atunci să termină totul, să liniștește și să rea din nou căutarea în limitele normale, astfel încât să aprofundează fiecare centimetru în partea al zonei de căutat și să ajunge la sursa respectivă. Știință. În condițiile în care voi, oameni buni, nu puteți să vedeți oriunde ceea ce se întâmplă cu adevărat în spatele unui câine dresat, aveți acum șansa să vedeți oameni precum domnul Cristi Negoiță și precum acești oameni minunați care sunt aici, stau în soare și învață alături de câinilor să fie cei mai buni conductori. Sigur că da, veți vedea și partea de detecție, care este una spectaculoasă într-adevăr și domnul Cristi Negoiță ne poate asigura, fără niciun fel de problemă, că ceea ce vom vedea nu vedeți nicăieri în altă parte. De acord cu ceea ce a spus și vă mulțumesc o dată pentru vizită. Tot, în momentul exercițiilor, toți stau de față sau... O să fac cu ei repede. Toți stau să se uită la fiecare în parte. E o tehnică în sine. E metoda imitației, ca la câini. Corect, adică da, poți să-l vezi pe celălalt, surprinzi greșeala acolo și stop. Îi se explică greșeala, îi se explică argumentul și logica din spatele momentului. Repara acea greșeală, astfel încât ceilalți, când ajung oarecum în acel moment, apropiat, nu chiar la fix, pentru că nu poți să imiți acel moment, ei știu deja în cap rezolvarea. Și atunci, automat, din cunoștințele care le au, ei rezolvă singuri acel moment. Vă văd aici. Intervenim noi să-i ajutăm. Vă văd aici și nu pot să mă abțin. Vă văd aici alături de colegul dumneavoastră, de asemenea instructor Gheorghe canin. Mirel. Îmi pare bine să vă cunosc. Cum rezistați? Îmi place ceea ce fac. Și când îți place ceea ce faci... După atâta timp, după atâția câini și atâtea cicluri de practic elevi pe care îi pregătiți, nu v-ați plictisit? Nu. Găsiți o motivație în fiecare zi în care veniți la serviciu aici? Da, să fac ceea ce îmi place, adică să specializez echipe canine. De fapt, nu numai câini, că aici sunt specializate. Și când vedeți canine. Și când vedeți rezultatul finit, cum vă simțiți? Cum vă simțiți amândoi, practic? Ce să vă spun, e o bucurie imensă. Da. Bucurie împlinită? Da. Asupra muncii pe care ai depus-o până în acel moment. Nu poate fi descrisă bucuria. Deci, practic, tot efortul pe care îl faceți să-i luați de la simplu. De la zero. De la zero, și da. Și să-i urcați până la nivelul acesta de elită, vă încarcă. Asta e satisfacția noastră. Și mulțumirea. Și mulțumirea, da. Dar mai puteți să vă uitați pas cu pas, din aproape în aproape, când vă gândiți că ei vor ajunge undeva sus acolo. Nu vă fură mirajul nivelului la care îi aduceți pe acești oameni cu câinilor? Nu. Nu neapărat. Ne-am fost acolo. Știm cum este, da, și datoria noastră este, da, să dăm mai departe cunoștințele acumulate în ani de zile de muncă și lor. Pentru că la un moment dat există tentația asta de a te grăbi. Am văzut un câine la televizor foarte dresat și al meu vreau să fie dresat, așa că l-am văzut pe YouTube. Da, și când auzi că spatele lui e un an de muncă, te lași pe gubaș. Da, și pentru tine și pentru câine. Deci aici este marea provocare și pentru voi, practic. Da, da. Ușor e când vezi ceva și zici, gata, fac repede. Când ajungi aici și stai 10 săptămâni la pregătire, cam, nu mai așa ușor. Da. Și te bate soarele aici, văd că e un soare. Da, și soare și frig. Nu contează, plouă, ninge, când e programul de lucru să... Da. Toată lumea lucrează, pentru că acolo, la fiecare loc de muncă, nu știi când, ce fel de anotimie, nu-i programat. Poate plouă, șeful, poate ninge. Ce facem? Azi e un pic de soare, cam eu treabă cu câinele, nu? Da. Câinele și mai echipa canină? Și diverse probleme, și la câini, și la oameni, da, care trebuie cât de cât și rezolvate. Ce faceți? Cum le gestionați în situația respectivă? Păi, ca să fii instructor, nu neapărat trebuie să știi să dresezi un câine. Da, trebuie să știi să lucrezi și cu omul, da, să ai și ceva psihologie, da? Despre asta e vorba. Ca să rezolvi și dacă apar și conflicte, dacă apar și că poate un om la un moment dat poate să decadă, da, psihic. Și atunci trebuie să l-aduci la nivelul de putere. Lucrul cu omul e cel mai greu până la urmă. Da. Vorbeam cu domnul Cristi Negoiță mai devreme și spunea că folosiți psihologia
în instruirea acestor oameni, pentru că vă întâlniți cu tot felul de caractere, oameni cu diverse angoase, poate pentru că au schimbat contextul și sunt aici într-o situație nouă și voi trebuie să gestionați. E adevărat că psihologia vă ajută? Ne ajută, dar psihologia nu e învățată din cărți, e învățată de-a lungul timpului, prin pregătire, prin practică, foarte, foarte multă și experiență de muncă. Foarte important. Realitatea este că eu am făcut facultatea de psihologie, dar dacă nu stai în teren să vezi cum stau lucrurile, degeaba ai făcut-o, corect? Teoria cu practica nu se prea leagă, decât cu, după foarte multă experiență. Degeaba, că acolo se învață anumite principii și aici e doar învățăm pe teren cum ar veni. Am făcut și eu ca băieții pe care îi instruiți o școală asemenea la Ciorani și... Foarte veche. Am înțeles de acolo, lucrând cu ei, cu instructori de acolo, că într-adevăr este mai presus decât să dresezi un câine, este ce faci cu omul, cum îl înțelegi și cum îl instruiești. Voi cum îi, și cu asta încheiem aici afară, cum îi întâmpinați pe oameni și cum îi puneți în contextul de lucru atunci când îi întâlniți pentru prima oară? De fapt, când vin în stadiul de pregătire, atunci, da, încercăm să le explicăm cât de cât, cumva, teoretic, dar lucrul practic e cel mai bun în pregătirea oamenilor. Și le puneți lesa în mână și le spuneți, ăsta e câinele, vă descurcați cu el? Treptat. Ușor, mai întâi se începe cu partea teoretică, se explică care e coada, care e capul câinului, care e nasul, ce face cu el, asta e lesa, asta e zgarda, ușor începe să se cunoască cu câinele, prin joacă intervine atașamentul unul față de celălalt și de acolo chiar începe distracția maximă. Simțeam că lipsește ceva din tot ansamblul ăsta de instruire și ai spus un cuvânt cheie, teorie. E importantă teoria în toată pregătirea asta? Este, are un rol foarte important în pregătire, un rol de bază, dar teoria fără practică e zero. Rămâne teorie. Da, rămâne teorie. Da? Și atâta cât le combin una cu alta, nu poate să dea decât ceva fantastic. Și cu bucurie imensă din partea tuturor, până la urmă. Și a câinilor, și a omului, și a noastră. Este o bucurie într-adevăr să vezi câinii că stau în asemenea condiții, că voi sunteți atât de bine echipați ca să puteți să faceți o instruire și să aveți prestanța necesară în fața oamenilor și mă bucur să văd că autoritatea vamală română s-a ocupat în detaliu de toată infrastructura ca voi să faceți niște echipe de elită. Este un centru de excelență al autorității vamale române, prin urmare toată dotarea ca aici este ridicată la un nivel de super profesionalist, ca să-i spun așa. Realitatea este că rar mi-a fost dat să văd, da, o asemenea dotare, însă cu siguranță dotarea asta de aici, de la voi, face ca lucrurile să se întâmple exact, într-un mod extraordinar, exact, cu motivația de rigoare, corect? Aici e doar ce să vede. Dedesubturile sunt multe și mult mai plăcute și mai utile pentru munca noastră. Da, sunt sigur că există și o parte de culise în care voi stați cu oameni de vorbă, mai râdeți, exact, mai glumiți, exact, dincolo de instruirea din teren și asta consolidează relația voastră, pentru că altfel n-au cum să capteze informația de la voi, corect? Asta vreau să spun. Bravo, vă mulțumesc din suflet și să faceți treabă în continuare, pentru că această țară practic are nevoie de acești câini în contextul actual global, corect? Corect. Ne vedem înăuntru. Bine. Fine.